Inspectoriana vor să folosească în cazul cabinetelor stomatologice aceleași metode din proiectele pilot care au dus la încasări mai mari la buget. Este vorba despre mai mulți bani proveniți din impozitele pe chirii, meditații și activități de înfrumusețare. Pentru început vor începe o campanie de prevenție. Vom începe cu trimiterea către scrisori personalizate, vom face niște ghiduri, vom încerca să mediatizăm foarte mult ceea ce ar trebui să facă și eu sper și îmi doresc ca și beneficiarii acestor cabinete să solicite bon așa cum este normal atunci când plătesc sumele de bani. Reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologi spun că inițiativa ANAF este binevenită. Colegiul a luat deja unele măsuri și a modificat codul deontologic. Am prevăzut în acest cod care de anul ăsta este în vigoare, conformarea la aceste cerințe legislative privind componenta financiară a activității cabinetelor. Noi avem posibilitatea că atunci când există o sesizare sau și o probă în acest sens, noi putem interveni prin sancțiuni disciplinare. Experții în fiscalitate susțin însă că pe lângă măsurile de conformare voluntară sunt necesare și controale. Acele acțiuni de control ar trebui să se intensifice și să existe și o abordare unitară, nu una aleatorie. Dacă mă duc la un cabinet, nu înseamnă că n-aș trebui să mă duc la un alt cabinet. Da? Adică să am o înțelegere asupra pieței și să o aplic în mod unitar. Inițiativele ANAF vin în contextul în care România are o nouă strategie în domeniul impozitului pe venit pentru a crește încasările la bugetul de stat.